Centrul de Studii Iudaice, Academician Nicolae Cajal al UVVG din Arad, în colaborare cu Facultatea de Științe Socio-Umane, în parteneriat cu Comunitatea Evreilor din Arad, Complexul Muzeal Arad, Inspectoratul Școlar Județean Arad și cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, care deține președinția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului, a comemorat vineri 27 ianuarie 2017 în Aula Ștefan Ciciopop, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. La eveniment au participat profesor universitar dr. Aurel Ardelean, președintele Universității și rector fondator, Simona Stiger, inspector școlar din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Arad, Adelina Stoienescu de la Complexul Muzeal Arad, Ionel Schlesinger, președintele Comunităților Evreilor din Arad, cadre didactice, istorici, studenți și elevi. În cadrul manifestării s-a desfășurat o expoziție de artă, unde au fost expuse cele mai interesante realizări artistice ale elevilor și eseuri despre Holocaust. Programul a continuat cu Moment Coral, prezentat de Colegiul de Artă Sabin Drăgoi, Jurnalul Anei Frank, în lectura elevilor de la Colegiul de Artă Sabin Drăgoi, în urma cărora au fost acordate premii de Centrul de Studii Iudaice din Arad, UVVG, Complexul Muzeal Arad și Ministerul Afacerilor Externe, iar cele mai bune lucrări vor fi publicate în revista Studia Iudaica Aradensis. Și premiul întâi pentru concursul organizat de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului se acordă elevei Popa Alina Nicoleta, Colegiul Național Moise Nicolae. Diploma și premiul 3 la secțiunea de arte vizuale se acordă elevei Petcuț Larisa Oana, Colegiul Național Sabin Drăgoi de Arad. Premiul 2 la aceeași secțiune arte vizuale, eleva Ilie Loredana Ioana, Colegiul Național Sabin Drăgoi. Premiul întâi la secțiunea arte vizuale, diploma și premiul întâi de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, premiul întâi se acordă elevului Babencu Paul, Colegiul Național Sabin Drăgoi. La începutul acestui an școlar am primit o carte, o carte despre care și domnul Grex ne spunea, Jurnalul Anei Frank. Este o carte care, spun sincer, eu n-am citit-o până atunci, nici n-am știut că există, dar din momentul în care am citit-o, am aflat lucruri și date care chiar m-au făcut să citesc cât mai mult. Să mă documentez, să studiez, să aflu despre adevărata noastră valoare. În această carte este vorba despre o poveste a unei tinere fetițe de 13 ani, Anne Frank. Povestea tragică a Anne Frank e bine știută de majoritatea europenilor. În țările de jos, această carte este drept literatură. O au în sistemul lor școlar. Împreună cu familia ei și alți oameni, alți cunoscuți evrei, Anne a stat ascunsă timp de 2 ani. Din 1942 și 1944. A stat ascunsă de teama deportării, deportării în lagă, în așa numită anexă a sediului firmei patronate de tatăl său, în Amsterdam, ocupat de germani. Ea avea 13 ani când a intrat în această anexă și a ținut aici un jurnal. Un jurnal care astăzi este o celebră carte. El a fost început anterior, în 1942, dar, la un moment dat, a devenit conștientă că el va reprezenta un document important, după ce războiul se va sfârși. În 4 august 1944, nu mult după debarcarea aliaților în Normandia,
Când finalul revoluțiunii părea foarte aproape, N și ceilalți 7 locatari ai anexei au fost arestați și mai târziu au fost deportați cu ultimul transport la Auschwitz. Cu excepția lui Otto Frank, tată Anei, toți aceștia au decedat. N, împreună cu sora ei, au murit de tifos, de o boală celebră, care nu este deloc plăcută, care nici o boală nu este plăcută, o boală a mizeriei. A mizeriei care era răspândită în acea anexă, în acel lagăr, în acea lume groaznică. Eliberat din lagărul de la Auschwitz, tatăl Anei a fost cel care a început să publice din jurnalul fetei sale pe care l-a găsit. A făcut-o cunoscut în toată lumea. Anne Frank a lăsat cea mai frapantă mărturie umană din timpul celui de-al doilea război mondial. N-aș ști cum să-ți spun, cum mă simt. În anumite momente mi-e dor de liniște, în altele de un pic de amuzament. Aici ne-am pierdut obiceiul de a râde, de a râde așa, de adevăratele, până nu mai putem. Mă tot întreb dacă n-ar fi fost mai bine pentru noi toți să nu ne fi ascuns, să fim acum deja morți, ca să nu mai suportăm toată mizeria asta și, mai ales, să scutim pe ceilalți de ea. Dar și de asta ne e tuturor groază. Încă iubim viața, încă n-am uitat glasul naturii, încă mai sperăm. Sâmbătă, 12 februarie 1944. Soarele strălucește, cerul este albastru închis, suflă un vânt minunat, iar mie mi-e așa de dor. Așa de dor de tot, de vorbit, de libertate, de prieteni, de singurătate. Mi-e așa de dor să plâng. Am senzația că explodez și știu că dacă aș plânge mi-ar fi mai bine, însă nu pot. Sunt neliniștită, umplu dintr-o cameră în alta, respir prin crăpătura unei ferestre închise, îmi simt inima bătând de parcă ar spune, împlinește în sfârșit dor. Cred că simt primăvara în mine, simt deșteptarea primăverii, o simt în corpul și în sufletul meu. Trebuie să mă stăpânesc pentru a mă comporta normal. Sunt într-o confuzie totală. Nu știu ce să citesc, ce să scriu, ce să fac, nu știu decât că mi-e dor. Seara când stau culcat în pat și îmi termin rugăciunea spunând, îți mulțumesc pentru tot ce bun, drăguț și frumos, jubilez în sinea mea. Atunci mă gândesc la cei buni în clandestinitate, la sănătatea mea și la draga mea ființă. La ce are drăguț Peter, la cei încă mici și fragili și căruia noi încă nu îndrăznim să-i dăm un nume, iubire, viitor, fericire și la ce frumos, asta însemnând lumea, natura și frumusețea amplă a întregului. A tuturor lucrurile frumoase împreună. Atunci nu mă gândesc la toate nenorocirile, ci la frumusețea încă prezentă. În asta constă în bună măsură diferența dintre mama și mine. Sfatul ei împotriva melancoliei este: gândește-te la toate nenorocirile din lume și fii fericită că nu treci tu prin ele. Sfatul meu este: ieși afară, mergi pe câmp, în natură și soare. Ieși afară și încearcă să regăsești fericirea în tine. Gândește-te la tot ce e frumos în tine și în jurul tău și fii fericită. Anne Frank, 7 martie 1944.